prin Duhul Sfânt vor veni vremuri grele. Se dau legi în dosul ușilor încuiate. Noi nu ne putem da seama ce legi se dau. Se vorbește de chip, de microchip, se vorbește de atâtea lucruri. Întrebarea mea este în seara zilei de astăzi și aș vrea să vorbesc din versetul acesta. Ce înseamnă să ai haina de nuntă? Mulți suntem creștini, suntem botezați în apă, suntem botezați cu Duhul Sfânt și așteptăm să vină răpirea, așa-i? Cei mai mulți cred că va veni răpirea și Dumnezeu ne va scăpa de ceasul încercării, de noi va fi bine, vom fi duși așa cum zboară porumbei spre porumbar. Oare chiar așa să fie? Poetul Cântării spune, pe flori în cer nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru Regele Iisus, chiar viața ei și-au dat. Doamne, binecuvintează-ne în seara zilei de astăzi să înțelegem ce înseamnă să ai haină de nuntă. Că Biblia spune, dacă luăm și citim pilda aceasta, spune că împărăția cerurilor se aseamănă ca o nuntă făcută de împărat fiului său. Și-o trimis slujitor și-o zis, haideți că nunta este gata. Și n-au venit. Au trimis alții. Ba, au trimis alți robi. Și ce spune? Că i-au prins și i-au omorât. Au trimis Dumnezeu, au ridicat atâția oameni mari ai Bibliei Dumnezeu, proroci, au prorocit. Și ce au făcut cu ei? I-au omorât. Și a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Și știți ce a zis Domnul Iisus Hristos? N-a să vă mai numesc rob. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul. Și am să vă numesc prieteni. Și interesant lucru că în versetul 12 a zis, prietene, unde ți este haina de nuntă? Cum ai intrat aici? Domnul să ne binecuvinteze să avem haină de nuntă. Vreți să avem haină de nuntă? Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Ferice de cei ce spală hainele, sângele mielului ca să aibă drept la pomul vieții, spune Cartea Apocalipsei. Dar în seara aceasta, în primul rând, vrem să vedem prin trei lucruri ce înseamnă să nu ai haină de nuntă. Și cuvântul Domnului, în primul rând, eu am ales să fii dezbrăcat de Domnul. Să crezi că ești cu Domnul, dar să fii dezbrăcat de Domnul. Se poate? Se poate. Să crezi că ești cu Dumnezeu, să crezi că mergi cu Domnul, că așa era întrebat un birjar. Unde mergi? Cu birja, alergat tare cu cal, unde mergi? Mă duc cu Domnul. Și l-au întrebat trecătorii, de unde ți este Domnul? Când s-a uitat în spate, nu mai era Domnul în birjă, s-a dat de mult jos. Noi credem că și mergem cu Domnul și credem că suntem cu Dumnezeu. Unii așa cred. Spun, sunt botezat cu Duhul Sfânt. Spun, eu cunosc, vorbesc în limbi. Dar vreau să spun, pot să vorbesc. Și să nu mai fii de mult cu Domnul. Domnul să ne binecuvinteze în seara aceasta să înțelegem că și trebuie să fim cu Domnul. Și Apocalipsa 3:16 spune cuvântul lui Dumnezeu și vrem să dăm citire, să vedem ce înseamnă să nu fii cu Domnul. Și spune cuvântul Domnului, citesc de la versetul 15, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit. Și nu du lipsă de nimic. Și nu știi că ești, cum? Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ești dezbrăcat de Dumnezeu. Ești dezbrăcat de El, de slava Lui. Și tu crezi că ești cu El. Și spune Biblia în versetul 18, te sfătuiesc.